Bă, Gheorghe. Da, bă, Ioane. Bă, tu ai văzut operele lui Brâncuș? Coloana infinitului fără sfârșit? A, am văzut, bă, dar nu-mi place. De ce rost avea să pună el romburi peste romburi peste romburi în ieștire așa până sus? Ce romburi, mă? Romburi, mă, ca semnul de la Renault, unul peste altul așa puse până sus. Păi l-o fi sponsoriza Renault. Poate. Dacă îl sponsoriza Audi, că punea cercuri peste cercuri. Sau Volkswagen, dacă îl sponsoriza, avea numai W peste W, 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 W. Ca pe internet. W, 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 W. Înseamnă că cimitirul nostru din sat e sponsorizat de Chevrolet, că numai cruci. Cruce, cruce, cruce. Cruci. Dar nu, mie de la Brâncuș îmi place cel mai mult poarta sărutului. Dar de unde știi tu că e poarta sărutului? Păi cercul ăla, n-are două buze acolo. Și de unde știi tu că buzele alea sunt buzele alea și nu sunt buzele alea? Alea. Bă, tu ai văzut-o vreodată pe nevastă ta dezbrăcată? Da. E alea-s. Dar nu-mi spune. Nu, adică buzele alea, buzele alea. Alea. Cazul ăsta trebuia să-i zică poarta... Bă. Nu vorbi urât despre Brâncuș, că eu sunt fan Brâncuș. Nu, bă, trebuie să-i zică poarta... Vorbește-mă frumos, mă, fără porcării. Bă, poarta Floricăi, mă. Așa, așa da, așa da. Așa de? Bă, Gheorghe. Da, bă, Ioane. Și de unde știa Brâncuș cum arată Florica dezbrăcată? Hmm? Pă firar coloana mamii lui Sahie. Ea nu îi rupe romburile alea să-i le bag pe gât. Să nu-mi zică mie